Salutare, First Player! Episodul 12 din Final Fantasy VII Remake pe PlayStation 4. Ultima oară ne-am îndrăgostit de Aerith, îmi venea să cânt ca Pepe. Cred că m-am îndrăgostit, cred că da. În fine, nimeni n-ascultă Pepe. Ok, ideea e că suntem în sectorul 5, nu din București, din Midgar. Și tocmai am aruncat în aer un reactor într-o înscenare Shinra. Și am devenit bodyguardul fetei astea numite Aerith. Doar că acum suntem vânați de o unitate de elită de la Shinra, care se numește Turks. Adică nu mai sunt soldații aia prostovani, sunt niște adevărați hitmeni. Și unul din ei chiar arată ca Hitman Agent 47. Deci Cloud, protagonistul, este bodyguardul unei fete florărese care ascunde puteri nebănuite. Și am băgat-o și în partidul nostru, așa cum se vede aici. Fata mânuiește un toiag și e pe bază de magie. Cam asta ar fi treaba. Uite ce dăm șubolanie. Vă vine să credeți că am ajuns la 12 episoade deja din Final Fantasy VII Remake. Și mai avem o grămadă. Ce ăla, frate? Zici că e luat direct din Stranger Things, rudă cu Demogorgon. Sunt și mulți, hai să folosim niște abilități speciale. Chiar aș avea nevoie de o sabie nouă, m-am plictisit de asta. Ducem tot greu, Aerith nu prea se implică. Ce cu tânculețul ăsta aici abandonat? Foarte multe gunoaie, suntem într-un fel de groapă de gunoi. Am căzut fix pe florile lui Aerith, într-o biserică, și au apărut niște spirite, au venit și ea de la Shinra. Și m-am bătut cu un nemernic numit Reno, un roșcovan, cu un baston electric. Și lupta venea după un boss battle. Deci n-a fost chiar binevenită. Mi-e dor de un cufăr ceva să mai găsim și noi un lucru, una alta. Mă gândeam să fac niște gameplay zilele astea cu Journey, dacă tot e gratuit pe PlayStation. Dar o să vedem. Cum ajungem noi acolo? Aerith pare că știe. Un mâner aici, un lever. Fă tu o magie, eventual. Povestele dragoste dintre ăștia doi e legendară. Și cu orice poveste dragoste legendară, Tristan și Isolda, Romeo și Julieta, cineva moare. Dar cu un joc ăsta e într-un timeline alternativ, poate că cineva nu trebuie să moară, neapărat. Ce vrea fata asta de la mine? Că nu, uite, n-am fost atent. Eram preocupat cu vorbitul. Am înțeles. Domnul puternic. Mamă, dar chiar e forțos, Cloud. My hero. Totul ca să ne mai batem cu niște șopârle de-astea și niște șobolani. Hell of a first date, huh? Trebuie să recunosc că dacă vi s-a părut că sectorul 7 arăta rău în jocul ăsta, e bine, 5 arată mai rău. Dar sunt inamici mai slabi și mai puțini. Aici e loc pentru o bătălie de-aia mai aprigă. Serios, poțiune la nivelul ăsta al jocului ar trebui să-mi dea un high potion. Nu tu cufăr, nu tu sabie. Mamă, lăsați-o în pace. Arici nemernici. Ce scoate la limba? Ia să le dăm niște... Nu, vreau să le dăm niște SS, să scanez pe ăștia. Așa, gata, v-am luat numărul. Uite, bă, și le dau cu foc. Cred că o abilitate specială care îmi scade din... din punctele alea, ability points. Bun, e cam boring, știu, gameplay-ul ăsta. Nu se întâmplă nimic notabil. Asta până o să ajungem să ne batem cu oamenii de la Shinra, pentru că o să vine și momentul ăla. Să o iau în partea aia sau să o iau în partea asta? Că văd că mi se oferă și opțiunea de a o lua încoace. Ia să vedem.
Oh, boy. A se remarca faptul că Eris a rămas blocată. Nu știe să mă urmeze. Totul pentru un cufăr. Caliginous bracelet. What the hell is a caliginous bracelet? Uite bă ce fidelă e, vine după mine peste tot. Ce frumos. Hai să vedem ce știe brățara aia. Caliginous bracelet. Tu ești cu cercei. Ah, aparent brățarea nu-i pentru tine. Hai să vedem la item-uri unde ești, ce face. Items? Anyone? Nu m-a lăsat să le găsesc? Inventoria. Așa, deci. Curios, n-apare pe aici. Grappling gun, Moogle medal, guard stick, mithril, uite, caliginous bracelet. Ah, cred că putem să o echipăm în altă parte. Holy shit. Ohoho, poți să pui 3 de alea de materia pe aia. Mișto. Cui ți-o dăm acum? Lu Cloud sau lu Tifa? Aerith. Ea are mithrilul care e șmecher. Să vedem ce știe Caliginous. O să-i scadă defense-ul mult. O să-i scadă magic defense-ul foarte mult. O să fie vulnerabilă la magie. Cu aproape 50%. Și o să poată să-și pună un dala în plus. Un item în plus. La Cloud n-ar fi mare diferență. Îi scade doar cu 11. Și el avea doar o materie pusă. Sper că glumești. Sper că nu i-am pus-o lui Barrett. Frer mai sunt. Ce-am făcut? I-am pus Iron Bangle-ul și am vrut de fapt să-i pun lui Cloud. Scade cu 21 magic defense-ul. Auci. Să o pun, să nu o pun. Hai să vin cu minți deocamdată. Puțin răgușiți azi. Sperăm să nu fie corona. Ok, am rezolvat-o și pe asta. De fapt, n-am rezolvat nimic. Itemul o să ajungă pe altcineva. Încă o răscruce? De fapt, nu. Oare o mai fi mult? Oare care e destinația? Până la urmă. Ia să vedem. Asta vrea să fie un peisaj frumos sau? Zici că suntem pe una din planetele din Star Wars. Cam asta e vibe-ul. Poate chiar Tatooine. Mamă, deja le invită la cină. Se aruncă femeile astea la Cloud ca muștere la miere. Adevăr că părul al blond și sabia aia lungă. Asta e. Ia, arată ceva pe aici? În jocul original, cred că ăștia doi n-au luat niciodată cina cu mama lui Aerith. Care, de fapt, nici nu e mama lui Aerith, dacă nu mă înșel. Este o chestie ciudată, o specie pe care dispariție, părinții au fost omorâți, cred că chiar de Sephiroth, au fost crescute de niște unchi bunici veri, ceva de genul ăsta. În sfârșit o bătălie, deja mă plictiseam. Hai să mai dăm și cu vrăji. Băi, nu, Aerith, fă-și tu treabă. Uite bă, fata chiar nu era. Holy shit. Nu pot să cred, chiar a făcut treabă bună.
Eu credeam că e doar o vindecătoare, dar atacul ei, ca să zic așa, fizic, este cel magic. Asta e interesant. S-o iau încolo. Ia, ce-o fi încolo? Bă, mă pune să muncesc asta pentru cuferele din joc. Ce să fie, ce să fie, o șaurma de hârtie, a, Remedy. Dacă găsești Remedy, înseamnă că o să ai în perioada asta inamici care îți dau cu Poison sau cu Sleep. Hai, mă, dă-te jos. Așa. Dreapta sau stânga? Ăla arată ca un robot sau mi se pare mie? Da, e un robot, dar e de la... Zici că e varianta obeză a robotului din Avatar de la final, mă țineți minte? În care se urca moșul ăla să se bată în Avatar. Uite, sunt doi. Ne urcăm eu și Aerith în unul și facem sumo de... sumo costume de... metal. Atât? Doar asta aici? Ia, poate mai e ceva pe spațiul ăsta. Nope. Aș fi gata să pariez că nu o să meargă chestia asta. E, a mers. M-am înșelat. Atunci să vedem ce rol au scările astea. The door is locked. Ia uite cum stă materia acolo frumos. Și e de-aia galben. Înseamnă că e un atac de la special. Fir ar să fie. Ne trebuie o cheie. Îmi place de Aerith că e scumpă la vorbă, exact ca Cloud. Se potrivesc. Nu prea rostesc ei multe, dar au priviri pătrunzătoare. What the hell? Obiectele din jur s-au activat? Mamă, ăsta chiar trebuie să-i dau o ses, să văd ce învârte. Smogger. Ok, să vedem. Weaknesses. Fulger, evident. Ce altceva. Mamă, dar dă ceva damage, fata asta. Dăm și cu Blizzard, deși nu la Blizzard este sensibil. Oh, shit, când mi-a luat. Și cu atacurile astea, frate. Jesus Christ. Nu știu dacă pot să trec pe acolo. E incredibil. Mi-a pus un câmp de forță și nu pot să mai trec de el. Băi, forțos ăsta mic, mă. Mi-am amintește de lupta aia cu cactusul din deșert. E un personaj care mereu apare în jocurile Final Fantasy, Capture. Ai zice că e praf ăsta. Și când e foarte puternic. E un cactus mic care trage cu țepi. Așa, tată, stai, dar asta vreau de la tine. Hai, mă. Și încă una. Încă o dată pentru Sălăjan, încă o dată pentru băieții cu... Nu, nu o ses. Piu! Fire să fie. Și-a murit. Nu mă așteptam. Serios? Atunci când a murit, s-a detonat ca să-mi ia mie damage. Cât de jegos să fii ca 1, inamic, 2, programator de joc să faci o fază de asta. Băi, ce oameni nemernici. Deci cum să faci una ca asta? Să te detonezi la final? Când deja lupta e gata, adică mi-am luat punctele, mi-am luat... Cine te bați, fata moșului? Și fata babei? Mă țineți minte chestia aia cu fata moșului și fata babei? Era un bas, mă, parcă. Cred că Aerith ar fi fata moșului și Tifa ar fi fata babei. Nimic pe aici. Zic eu pe containerul ăla scrie Shinra. Ăla pare să fie logo-ul lor. Pot să mă urc și pe aici. Multe chestii de făcut. Pentru o secundă am crezut că e casa lui mama lui Aerith și m-am speriat. Am zis, mamă,
sărace. Dar nu e vorba de așa ceva, ci de încă un item. Hai mă, coboară acolo. M-am înțeles. Trebuie să mor pe scara aia, să împing chestia aia și să revin aici. It's a whole thing. Sper să merite. Îmi place că ea stă și comentează de jos. Vezi, deja sunt ca soțul și soția. Bărbate, vezi că n-ai bătut bine tablou ăla. Și ea, taci, femeie, lasă-mă, sunt stresat, am avut o zi grea. Ok. Uite, indicații. Cicioele, n-ai pus bine tablou ăla. Adu-mi o bere. Cred că e suficient. Și ar fi tare acum să nu fie o armă sau ceva pentru el, ci pentru ea. Chiar sunt curios. Nu pot să cred că am făcut 12 gameplay-uri la jocul ăsta. 12 gameplay-uri, Dumnezeule mare. Detroit Become Human a avut cele mai multe episoade pe First Play și a avut 13. Deci mai trebuie un episod și gata. Am egalat recordul. Mamă, dar m-a dus departe de Aerith. Da, ajungeam aici oricum. Nu. E ușa asta. Să rămân, I guess. Bun, dar mai era ceva de făcut pe aici. Deci acolo am fost. Aici am urcat. Am impresia că mai era ceva pe aici. Aha, eram sigur. Nimic. Ba da. Vezi, spoke to soon. Trebuie să nu te grăbești. Bă, asta nu-i cumva e ușa aia de mai devreme? Unde n-am mers și am luat-o pe partea aia? Ba, să vezi că da. Deci tot ce am făcut a fost să desfac un shortcut. Boring. Din nou pe treabă. Cu domnul Cloud și viitoarea doamnă Cloud, dacă totul merge bine. Bă, dai, cer bani chiar și ei. Chiar, ea a zis că n-are bani să-l plătească, dar o să-l plătească cu un date. Which way, which way? Foarte multe uși închise. Soarta ne este potrivnică. Ia să mă încercăm o dată. E, asta e. Mâncăm din fiare, din gunoaie. Doamnă și vagabondul. Pe aici trebuie să fie niște materie. M-am uitat și eu la niște gameplay-uri online și... parcă găseam niște materie. Apropo, foarte multe resturi de arme, observați? Rachete, roboți... Cineva priceput ar putea să scoată ceva de aici, un echipament șmecher de luptă. Uite și un tank. Zici că e din mai aproape de primul război decât de al doilea război mondial. Da, aveau tankuri în primul război mondial, dar erau foarte rudimentare. Trase de cai. Cine-i fata aia cu picioare skinny? Do I wanna know? O fi măsa lui Aerith? Da, dragă, știu. Date time. Ceva quest-uri? Pentru băiatul? Mamă. Asta pare să fie un cartier mai mare decât ăla din Sector 7.
A, e la aia acasă. De-aia e așa dezburdalică. A, e chestia pe care am detonat-o noi. Și lupta cu Airbuster-ul. Oh. Dar cine este doamna? Zic că e scoasă din Resident Evil. Mako Reactor 5 has been temporarily shut down and all fires have been successfully extinguished. The situation is under control and the people of our fair city need... Machiată foarte vulgar, de altfel. We are in the process of conducting a full forensic investigation, but we suspect the device used was similar to that employed in the attack on Mako Reactor 1. The perpetrators of that atrocity were filmed making their escape. Opa. Acum o să vadă și Aeris ce poate pielea lui Cloud de fapt și că e terorist. What do you think? Ce trufașe. Have no fear. Shinra will keep Midgar safe. Okay, time's up. Damn. Și eu care credeam că Tifa e hot. Sau Jesse. De fapt, Jesse nu. Mai degrabă Aerith. Ok. Bine că nu s-a prins lumea cine-i Cloud, de fapt, că săreau să-l vândă pentru recompensă. Hai mă, dați-vă la o parte. Incredibil, a rămas blocat printre oameni. Story of my life. Ah, ăștia doi sunt la date acum. I'd love to, but... Care e vibe-ul? Deci câte joburi are fata asta? Florăreasă, păzitoare de templu și cârciumăriță. This is Cloud. He's a mercenary. My date. And currently my bodyguard. That's Oats. Oats? Aia nu este cereală, nu e ovăz, ceva, orz. Grâu. Two peas in a pod. Aaron! So, what are you guys up to? Am senzația că pe lângă faptul că lucrează la restaurant și la templu, cred că e și profesoară pentru copii ăștia. Deci are un suflet de înger, basically. Un fel de Maica Tereza. Ok, am revenit la gameplay. După o scurtă pauză, hai să vedem. Unde au fugit ăștia, frate? O secundă, am plecat și eu și gata. Ok, deci e ritică dubioasă. Aflu că lucrează la restaurant, cu copii. Parcă mergeam la date, m-am trezit cu toată șatra. Și nici măcar nu e șatra Benz. Mai degrabă șata colecționează apțipilduri turbo. Vă dați seama că băieții amici visează numai la Aeris toată ziua. Cum am visat noi toți la profesoarele noastre. Mă rog, alea hot. Deci sunt toți așa de naivi și puritani. What the hell?
I gather medicinal herbs for his patients sometimes. Bun, deci al câtelea job este? Al patrulea? Al cincilea? This girl is too good to be true. Ia-s morcovi. Ce se ține la mic după mine? There you are. We're back. And we brought Aerith with us. Sorry to make you come out here. Don't be. Cred că Aerith a crescut la orfelinatul ăsta și după ce s-a făcut mare, a rămas să aibă grijă de copii. Și am senzația că o să mă pună să culeg niște legume. Ăsta e date-ul cel romantic. Băi, decât un clișeu, adică, na, apreciez. Vedeți unde pune fata asta mâna? Crește. Se vede că are o conexiune intensă cu miezul de energie al planetei. Nici măcar nu e o caterincă, e pe bune. Florile din biserica aia, toate plantele de aici. Unde pune ea mâna? Crește. Acum o să vină glumele alea grobiene cu să pună mâna și pe pantalonii lui Cloud. Ha-ha. O să crească, în fine. Nu facem de-astea. Ce-o fi aici? N-am voie. Interesantă combinație. Vegetație și tancuri vechi. This is a good kissing place. Dar e doar prima întâlnire, așa că mai așteptăm să stăm cu minți. Suntem virgini, puritani. Oh, God. Meet the mother, deja? O să zică, mă, băiatule, treceți mâna pe-n părul ăla, ce așa țepos. Wow! Bă, ești nebun? Uite cum arată locul ăsta. Genial! Ce tare! Uite și tu ce frumos e. Arată dreamy. Chiar nu mă așteptam la o casă așa frumoasă. Într-un dump plin de țevi. Seamănă puțin cu Sharon Stone așa, la față, trasă la față. Cred că chiar e maică-sa care are niște trăsături faciale similare. Then I'll show you the way. Bring you here. What if the Turks show up again? It'd suck. Da, corect. Honestly, I'm much more worried about you. What if you get lost, huh? You'd be too embarrassed to admit it, and so you just keep on going. Quit acting like you know me. Hey, Mom. I'm gonna go take Cloud over to Sector 7, okay? Credeam că prânzim și noi, băgăm și noi ceva, un burrito. Exact. When you'll have daylight to spare. That's true. She's got a point, Cloud. Guess who's staying for dinner? So supper, sau cum se zice. Flowers to the leaf house. Since we have a little time before dinner, you should come with. That wasn't the deal. You mean you want more? Even though you've got a priceless reward coming your way? Do you know what I promised him? I'll do it. S-a rușinat, ce drăguț. Cum s-a transformat jocul ăsta din niște teroriști și niște bombe și bătăi cu roboți într-o aventură puritană de first date de liceu. Unde a dispărut femeia? M-a lăsat cu maică-ta să mă descoase. N-a necredere în mine. Mai zi o dată. Ce televizor vechi. Bă, dar câte etaje au ăștia, frate? Și totuși unde-i tatăl ei?
Gata, acum apare îmbrăcată în latex cu niște bice. Sau nu e genul ăla de joc. Unde ai dispărut, mă? Bă, e fantastică fata asta. Cred că era în camera aia de jos pe care am ratat-o. Ah, stai că mai e, boi. Asta e viloaie deja. Mai e vreo ușă pe aici? Nu, că am auzit vocea la un moment dat, că I could have sworn I put it here. La ce se referă oare? Sigur e o materie pe aici ascunsă. Ah, cred că e afară. Parcă am văzut codița. O, Doamne! Ieri distrugeam roboți, azi culeg flori. Da, știu, Cloud, te înțeleg. Băi, dar cum arată jocul ăsta? Uitați-vă ce vizual superb. Când mă gândesc că originalul era poligonal, ca Mario. Practic e cu totul alt joc. Which ones do you think we should pick? Any of them. Oh, don't be like that. Clar. I know you have an eye for this kind of thing. Nope. Ah, dacă o culeg pe asta, o să zică, a, ce drăguț, asta s-am pus eu în piept prima oară când ne-am întâlnit. Am zis eu. Nice try, mister. You can't fool me. Mi-a plăcut că animația a fost cringe, adică s-a umplut găleata imediat, deși jocul are super detalii, texturi. Auzi, să nu mai facem o animație. Alb cu galben nu merge. Serios? Asta e singurele alegeri? Am luat galben, alb... A, deci sunt obligat să iau alb. Ce puzzle greu. Good eye. People used to give these to declare their loyalty to one another. Interesting, right? Hint, hint. She said, as many as you can carry, so maybe a few more? Ce frumos, cu sabie și cu fluturaș, cu flori. Bine ați venit la My Little Pony. De. Sau cum ar zice Bendec, de ce mă întrebi? Te aștept să știu eu unde trebuie să mergem? Mamă, dacă mergem în ritmul ăsta... Nu mai ajungem niciodată. Mi s-a zis de foarte multe ori treaba asta în viața reală, când merg, că merg prea repede și cum lumea mă întreabă, unde te grăbești de fapt? Și eu, așa merg eu. Vezi? Jocul, modul în care te joci reflectă modul în care ești ca om. Interesant. Da, totuși, n-am răbdare. Pă bune, adică m-am antrenat atâta ca să car flori. Fata asta e prea flower power. Deci până acum am decis că nu-mi place nici Jessie și mai am puțin și zic că nu-mi place nici Aerith. Cred că rămânem cu Tifa. Ce-i drept? Balcoanele alea au dat de înțeles treaba asta de mult. O fi iubirea vieții lui Cloud, Aerith, dar pica-n plată. Alex, ce misogini ești? Flower House. Aici la copii. Ce frumos. Nu știu, dar mie îmi place foarte mult jacheta roșie pe care o are Aerith. Are
curelușa aia laterală care face tot farmecul, nu știu. Îmi place curelușa aia maxim. Pare să fie jeans, dar în același timp un fel de catifea. Mișto jacheta. În sfârșit am scăpat. Sunt și eu liber, 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 liber. Să vezi acum, o să înceapă un milion de quest-uri. Poate găsesc un magazin, schimb sabia. Nu fi rău. Poate mi-au apărut quest-urile în... în meniu. N-au apărut, trebuie să le caut eu. Aș putea să pariez că o să-l găsesc pe puștanul la obsedea de... Ia uite-l. Păi, deci zici că l-am invocat. Dai, bitch. Așa, wind am, assess am, ATB boost. Ce mai ai tu pe aici? Aha, doar atât. I've come up with the most fascinating theory. Perhaps you can lend me your assistance in gathering data to test it? Cloud, yes. The most amazing news. I believe I might know how to develop summoning materia. Something here too far thought impossible. Scientists say that this materia can only be found in nature, but I may just be able to prove otherwise. And so Cloud, sunt curios pe cine putem să chemăm acum. Shiva sau un zeu al fulgerului? Holy shit. Ce tare. Simulator VR. O să încerc treaba aia cu resetarea. V-am zis la un moment dat în un episod trecut că aș vrea să-mi resetez punctele de pe o armă, să văd dacă le pot folosi pe altă armă, dar cred că nu se poate. Mamă, așa repede? Wind, am, assess, am, auto-cure, provoke. Cred că este un fel de taunt. Și steadfast block. VR missions. Ia să vedem. Uite, Shiva. Asta e zeița gheții. E greu. E greu și va trebui să dau cu foc ca să o bat. Înainte de asta o să mai vorbesc cu puștanul ăsta. Salvăm jocul în caz că ne bate și după aia trecem la luptă. De. Știi ce? Cred că o să mă învârp aici. După aia ne batem cu Shiva. Poate mai găsim quest-uri. Opa. Doar mă scuzați, băi, cavalerilor. Văd acolo o punguță. Ce stă, magazin? Care e faza? Ce mai e pe aici? Cufăr. Bănuți și o pisică. Opa, magazin. O boi. A, serios, doar muzică? Mamă, câtă materie, ești nebun. Deci fiți atenți, hai să vedem ce avem. Am 3 cure. Cleansing ăsta te vindecă de o travă. Revival. Uite cât costă revival-ul, dar ține loc de Phoenix Down. Să învie personajul. Foc am, ice am, lightning am, poison am. Ar fi super util. HP up am, dar niciodată nu strică să ai în plus. Magic points up. Figurează 0, deși cred că aveam una pe Tifa sau pe Barret. Deadly dodge. Din toate astea mă tentează foarte mult poison și revival. Deci dacă aș fi mai bun la joc, n-aș avea nevoie de revival. Cred că raise doar te ridică și îți dă puțină viață, iar arise cred că îți dă și viață full. Foarte tare. Dar până la urmă, nu mi se pare așa
vitală, niciuna dintre astea. Mai bine mai strângem niște bănuți din questuri. Uite un copil. Pruncule, ce vrei? Asta e prietenul lui Aerith. Super prietenos. Acum, teoretic, aș putea să intru aici, dar mai am niște quest-uri de făcut. You could say that. Sounds like someone spooked the kids. Yeah, uh-oh. Two of them disappeared. They ran away after this creepy guy wearing black clothes showed up. A Turk? Yeah, sunt Turks. Adică Reno sau Rud. It's this guy who's always stumbling around town in a dirty robe full of holes. They say he's sick or something. Oh, and he had some kind of number tattooed on his arm. I don't like the sound of this. Ah, e ăla care era cazat lângă Cloud în sectorul 7, în noaptea aia cu coșmarul. Okay. Come on. Uite, acum am făcut o șmecherie. Dacă mă băteam cu Shiva, mă băteam singur. Acum poate vine și Aerith cu mine să ne batem împreună cu Shiva. Care e o zeiță indiană, parcă. Ceea ce mă face să mă gândesc. Zeița gheții în India? De unde știu eu de gheață? Poate doar cu Himalaya. Că altfel în India nu prea ai gheață. Uite o bancă, dacă stai aici te odihnești. Gata. Bun, hai să-l urmă o prichindelul ăla. Jesus Christ, dacă era Barrett, nu încăpea pe aici. Ia ziceți, mă, care-i faza? Aerith's come to help. Yeah, leave it to us. We'll take care of it from here. But there are monsters out there. Don't worry. I've brought a super strong friend along with me. Mă simt de parcă aș face babysitting la echipa de copii din Stranger Things. Mă jur. I don't know. He disappeared and we can't find him. Right now, let's worry about the kids. Come on. Observați că, deși sărăcăcioși, copiii ăștia sunt îmbrăcați destul de bine. În fine. Eu am văzut un cufăr. Pe mine asta mă interesează. Uite cum se uită aia mică la floarea aia. Ce frumoasă e! Moogle Medal. Am strâns la Moogle Medal de astea de pot să-mi construiesc, cred că, o statuie de Moogle Medal. Ia să vedem care e treaba. Fac pare că o să mă bat iar cu niște fantome de alea cu glugă. Sunt gata să pariez. Acum deja intrăm într-o zonă mai sălbatică. Ia uite cum stau moștri acolo. Mă așteaptă la cotitură. Hai, Aerith, fă-ți treaba. Bă, ce le-a dat-o? Vă dați seama dacă în lupta aia cu Shiva o să-i dau cu Ifrit? Am rupt-o. Că Ifrit e zeu de foc, ea e zeiță de gheață. Căutăm o figură misterioasă care purta o glugă și un număr tatuat pe mână. Unul din ciracii lui Sephiroth, care merge spre Marele Munte pentru reuniune. Ori sunt clone, ori sunt sectanți obsedați de reunirea cu simbiotul original, Sephiroth, făcut din celulele lui Genova. O creatură care a căzut pe Terra cu un meteorit și a fost înfrântă de strămoșii lui Aerith, care se numeau Setra, o rasă de oameni foarte puternici, prin venele lor curgea energia planetei. Și teoretic Genova asta a fost bătută, dar practica de la Shira au luat-o și au făcut un laborator experimente pe ea și s-a născut Sephiroth din pântecele unei femei numite, am uitat cum, dar știu că pe iubitul el cheamă
Vincent Valentine și a fost făcut vampir. Și am jucat cu el în Final Fantasy 7 original. Ce-i pe aici? Mega Potion. Să fie primit. Povestea este mult mai complexă decât credeți. Ah, ce lapsus am. Cum o cheamă pe femeia? Mama lui Sephiroth. Mama biologică, cum ar veni, că Genova, de fapt, e entitatea mamă. Parcă văd niște copii răniți. Gotta save them. Ia uite un șobolan, cum se tărăște. Easy. Foarte întuneric pe aici. Propod! Hai să o lăsăm și pe Eris să strângă niște experiență. Lejer. Prea ușor chiar. Oh, au mai venit și alții. Ăștia sunt aia care veneau în valuri și după aia veneau cu mega șobolani. Chemau și polii mai puternici. Știi, bă, cum îi omoară. Hai să vedem ce abilități are. Mamă. Hai să o și vindecăm pe fata noastră. Și să salvăm niște copii. Ok, să vedem cum e abilitatea Arcane Word. E ceva de vindecare sau o barieră, pare să fie o barieră. Ce frumos. Cloud n-are treabă, caut obiecte. Ne grăbim, dar ne grăbim încet. Aolo, este monstru al infect. Asta o să prindă viața la oameni, dar și o să ne bată. Salvăm copiii. Uite cât loc e aici. Da, clar, aici e loc de boss battle. Clar. It's the tuba monster. Mamă, când scui pe ăla e de rău. Hai că s-a enervat Cloud, s-a activat Cloud. Hai dăm un triple slash lui Smogger. Shit. Mi-a întrerupt atacul. Hei, mi-a furat din buzunar. Anumiții neamici pot să și fure. Mamă, cât damage, Dumnezeule mare. Aerith l-a rezolvat pe ăla. Și acum rezolvăm și noi pe ăsta. Oho, 1600. Deci e sensibil la fulger. Good to know. Ah, shit, Cloud e poisoned. Shit. Mamă. Și tot scade viața și acum trebuie să-l vindece Aerith. Pray. Cum vindeca e o travă? Antidote. Hai, încă puțin. Hai, mă, cum are puțin și fraierul ăsta. Oh, hai să-i dăm cu Soul Drain. Oh, shit. Nu, bomba. Mamă, deci uitasem de bomba aia. A lăsat-o la final, porc.
Băi, nu vreau să moară Aerith. A murit. Iubirea mea. S-a enervat Cloud acum. Ah, shit, s-a trezit în cundăla. Și în cundăla. Fuck. Mama Aerith trebuie să o vindecăm rapid. Și nici măcar nu mai are foarte multă viață. Nu mă așteptam să fie lupta asta așa de grea. Nimic nu a anunțat chestia asta. N-are destul ATB. Trebuie să dăm cu High Potion. Îmi place ideea că poate să tragă la distanță, asta ar fi un plus. Uite săracul Cloud. Numai să aștept orice ăștia capcane peste tot. Și Cloud s-a vinde... Kind of... am intrat în o travă. Ok, hai să dăm abilitatea specială, Prey. Mamă, ce ne-au făcut ăștia. Abia aștept să mai vină niște puncte, să pot să dau cu Thunder în ei. Claudiu trăvit iar. Nu-i bine deloc. Și mai are câteva status ailments, cum le zice. O să mă cred că o să fie game over. Serios. Ce vomită ăla. Hai Cloud, vindecă-te. Don't be a bitch. Așa. Am lovit o ropă Aerith. Nu muri. Ia să vedem ce limit break are. Healing Wind. Și Refocus. Vezi puterea dragostei ce-a făcut. Nu e misiunea infectă. Bă, dar ne-au încuiat proști ăștia. Așa, hai să-i dăm lui Cloud. Nu mai am puncte. Mă gândeam să-i dau niște Aether lui Cloud. Ca să poată să facă vraja cu tunetul. Fulgerul. Ce s-a ferit la timp, fata? Hai, Cloud, do the magic. Fiți atenți acum. În primul rând că îi rup cu limit break-ul. A murit. Ce frumos. Și în al doilea rând îi rup cu vraja. Mamă, deci știți cum îmi place mie că sunt pognit exact când dădeam cu vraja? Doamne, ce am scăpat-o pe fata asta la fix. Cum era să murim acum și eu și Aerith după luptă? Intens, nu mă așteptam. Morala zilei, orice arată ca un trombon e periculos. Adevărul e că după ce am bătut robotul Airbuster, niște tromboane nu mă mai sperie. Nene, soldatul, ce frumos ești, ce înalt ești. Ai 5 lei? Eu m-aș căra să explorez pe aici, dar nu se poate. Ah, ce nu face omul de dragoste. Din dragoste.
Ei au plecat. Nu au niciun stres. Nu e ca și cum era să moară. Oh, shit, încă unul. Bă, deci... Nu l-am văzut venind pe ăsta. Și eram sigur că se va trezi. Îl ginisem de când a trecut prima oară pe aici. Fii atent că îl rezolv cu un singur Thunder. Dar ce să vezi? N-am destul Magic Points. Stăm să ne încărcăm ATB-ul. Hai, tată. Ah, oh, shit. Nu pot să dau spells, că mi-a dat puterea aia. Hai să vedem cum o rezolvăm. Am dat cu asta. Bă, dar e pervers rău inamicul ăsta. Deci tu m-am pierdut foarte multă viață. Mă, îi scade și rău viața lui Aerith, sper să nu moară. Cred că chestia Arcane World îl apără de magii rele pe Cloud. Speaking of Cloud, cred că a venit momentul să terminăm cu prostia asta. Și mai mori pana mea odată, zic că m-am săturat. Deci trebuie să ne echipăm cu ceva care ne apără de magie. A, și mai e o chestie. E o abilitate la un moment dat care îți permite să fuzionezi arma cu o magie. E o chestie de afinitate, de elemental. Adică arma ta o să dea cu foc sau cu gheață sau cu fulger când lovește. Și dacă inamicul e sensibil la treaba aia, ghiși ce? Bonus Brownies Points. Am salvat copiii, am bătut trombonele, unde-s pistoalele, unde-s pumnalele. Știi ce e cringe? Prima întâlnire romantică dintre Cloud și Aerith e cu măsa la masă. Zici că e un sketch de Mircea Bravo, atunci când prima întâlnire e cu măsa la masă. Deja ăștia sunt mici copii pe lângă ce-am bătut mai devreme. Lăsați copiii în pace. Ce-a zburat ăla? Oare ce era pe scările alea? Mi-au niște scări în partea aia. Aflăm după aia. Nu. Sau să mă duc? Nu pot să mă abțin. Spiritul ăsta al meu de OCD trebuie să mă ajute. Hai mă, mergi, fugi, aleargă. Am scăpat de ei, ce bine. Nu. Aici era un cufăr obosit. Nu e nimic interesant. Am uitat. Super, după doar 12 ore de jucat, m-am ales cu nevastă și copii. O să devin bunic până la finalul jocului. Aici urmează încă o bătălie, e prea liniștită treaba. Hai să ne vindecăm. Cred că merită o cină caldă, Cloud ăsta. Flashbacks. Ah, uite-o pe Tifa. Oh.
ai pronunța numele altei femei în vreme ce a stat în limbă după tine. No. But she's someone special. It's not like that. More like I don't know how to explain. I see. Damn, girl. You're jealous. You're jealous, B. E bine. O să-și dea interesul mai mult. Uite, bă, și-a făcut sabie ca mine. Nene, nene, uite ce sabie am eu. Thank you. From now on, if you run into trouble, promise me you'll find an adult, okay? Okay, I will. Da, mami. And here, since you're so cool, you guys are both grown-ups, but you're also one of us now. You can come and play here whenever you want. Oh, merci. Nu știu ce mă făceam fără voi. Hai să văd ce face colierul ăla, dacă e doar de decor sau chiar e bun la ceva. Ia să vedem. Handmade. Ce să vezi, nu e echipabil. Eh, hai să nu fim răi. Să vedem unde se situează pe listă. Handmade necklace. Huh. Ah, deci cu ăsta intri la ele. Mamă, dar arată mișto. Arată ca scheletul la Sonic the Hedgehog. Ce face asta aici? Ce fel de jocuri sunt astea, frate? Ah, deci practic sunt într-o ascunzătoare a copiilor aici. Holy shit. Personajul deblocabil din Mortal Kombat pe care nu-l vrea nimeni. Nu după Cybot, după câțiva ani de heroină. Not him. It looks pretty damn similar. There's the number. But why two? Who knows? Come to him. Poartă noroc. Și eu sunt născut pe doi. Deci toate clonele alea vor să se reunească, să devină o singură ființă. Creepy motherfucker. Cloud, get it together. Come on. You don't know who Sephiroth. Ce spune, ce ne frumoase? Do you? Sephiroth, the war hero? Cel care te va omoră, mă rog, nu contează. They said so on the news. Maybe they did. But I've got a feeling he's still alive. Oh, right. Come on, let's go. Well, then you must be from the legendary. My dad told me that that man, he used to be a soldier when he was younger. My dad told me that that man, he used to be a soldier when he was younger. Okay. You're definitely not wrong. I know a lot of people around here need help. When I'm out on patrol, a lot of them tell me about their problems. Do you think you might Este un fel de băiatu. Vrei niște side quest-uri? Sunt de la Square. Faci level up, bro. E de la bun. Level up. Arme, materia. I always have the latest information. Come find me if you want to know. Asta mic e combinator. E combinatozaur. E un fel de zic că te-a trimis Oats. Oh, ok. Ia uite. Ce Dumnezeu vrei să fii tu? O, Doamne, nu! Sunt două creaturi pe care le-a inventat Final Fantasy. Una este Mugalu și una e Chocobo. Chocobo e un fel de struț auriu, folosit ca un cal pe care aleargă lumea. Și Mugalu e fix ce vedeți aici, doar că e un copil în costum de Mugal. E o creatură care arată ca un fel de ursuleț alb, cu nas roz. Și o chestie
un pampon sus. Are proprietăți magice, ursulețul ăla. Și are un tic verbal. Mereu când vorbește, zice Cupo. Ce facem? Ce mai faci, Cupo? Eu sunt Muggle, Cupo. Am materia. Cupo, tot timpul Cupo. Ia, yeah, ce vinde asta. Membership card. E moca. E desenată de mână. Ce frumos. Am o tonă chiar. Kill the kill me. I see you're working hard, Mr. Merc. Yep. So what are you gonna do next? Keep on working hard. Six, nu. Asta mai încolo, pentru minorii care se uită. Huh? Really? I thought you were just doing it for fun. I suppose some people do. Hello. You're killing me, Aerith. Killing me. Hai să vedem dacă mai are ceva de vânzare cupul ăsta. Oh, snap, cât are. Silver Staff. Deci chestia asta e foarte mișto. Dacă văd că îi scade toate atributele lui Aerith. Bă, da toate. Bă, da toate. Huh. Asta e o piesă muzicală. Itaram. Să-l cumpăr pe ăsta. Dar nu face nimic bun. E un fular. Cred că e chestia de mai devreme. Am ajuns la o poartă la un moment dat, care era aurie parcă și cu niște simboluri chinezești. Și cred că asta e cheia. Costă 5. 5 Muggle de alea. Cât o avea eu? Avem vreo 13. Bă, ăștia o chestie mișto. Poți să mai cumpăr ceva? Nu prea mă ajută chestia aia. O să am ATB-ul plin când intru într-o luptă, dar nu mă influențează foarte mult. Da, nu, deci cele mai interesante chestii de până acum, cam astea au fost. Să văd ce-i face ăla lui Elf. Ce să zic, mă bucur pentru tine. Vai, m-a prins că sunt rece și nepăsător. Cringe. Cupo. Sincer, dacă mi-amintesc eu bine povestea, jocul ăsta se va termina fără ca ăștia doi să se sărute. Se vor săruta abia în partea a doua. Sau poate chiar a treia. Ce? N-am voie încoace? Nici eu nu știu. Ia să vedem ce e în partea asta. Comision. Oh, dar ce ochelari poși avem. Parcă aveai și dat în cadar de la zona IT niște ochelari de ăștia. Doamna Folia. Like, that's a name.
single one of them has come back yet. Ce mișto e cățelușul ăla după rochie. Ce față are. Da, arunca castron pe cap cățelul? What kind of game is this? Arată de parcă e pe LSD cățelul. Femeia asta face cultural appropriation prin freza asta. Este albă sau mulatră, dar are freză de negresă, parcă, mi se pare. Ok, trebuie să vânăm copii. Dar episodul a ieșit prea lung deja. Vreau să văd cum e cu arma lui Aerith și după aia vă las. Ok. Ia să vedem. Nu mă interesează asta. Mă interesează efectul pe care l-ar avea asupra stats-urilor ei. Fiți atenți aici. Mamă, îi scade viața cu 300. Scad magic points-urile cu 8. Da, nu sunt scăderi chiar atât de mari. What to do? Strike 3 or more enemies. Oh! Asta e bine. Și avem și punctele de cheltuit. Multe puncte de cheltuit. Trebuie să-și ia în primul rând aia 300 de viață. Aia 300 de puncte. New materia slot. Bun. Așa. Doar boost elemental. Subțireanu, sincer să fiu. Minunat, e scăzut viața degeaba. N-a fost o alegere prea inspirată. Bun, salvăm jocul și data viitoare avem de căutat copii. Ne batem cu Shiva. Poate reușim să o și deblocăm. Și mai vedem ce alte quest-uri mai sunt pe aici. Poate luăm și cina aia cu Tifa. Cunoaștem pe Măsa. Ne căsătorim. Facem 5 copii. Aia e. Cam atât la firstplay.ro. Episodul 12 a fost ăsta? Da? 12? Da, 12. Urmează 13. Să fie cu noroc. Pa!